Înainte de a vă spune și eu câteva cuvinte și de a încheia evenimentul nostru de astăzi, vreau să vă adresez o rugăminte personală, numele meu și numele partidului. După evenimentul nostru, împreună cu conducerea partidului, cu invitații noștri, vom merge într-un marș pe Strada Mare, în Pitești, până la Biroul Electoral Județean, adică până la Casa Albă, unde eu îmi voi depune candidatura pentru președinția Consiliului Județean și aș fi onorat ca dumneavoastră să mă însoțiți în această acțiune a mea, unde, sigur, aș fi primul candidat care merg alături de prelegații în astfel de lucruri în Biroul Națiunea Mare. Domnule președinte, stimați invitați, dragi colegi, dragi prieteni, ne aflăm la începutul unui drum greu și anevoios, care, dacă ar fi să ne luăm după unii, nu duce nicăieri. Un drum neasfaltat și plin de gropi, pentru că asta este moștenirea de peste 20 de ani a Partidului Social Democrat pentru Argeșeni. Stimați colegi, noi am mai mers pe drumuri prăvuite, pe drumuri grele și apare fără șansă. Vom ajunge cu bine la capătul acestui drum. Aveți încredere în acest lucru. Drumul nostru începe acum, dar nu se va încheia la finalul acestei campanii. Știm cu toții că drumul politic, mai ales în județul Argeș, este mai important între campanii. Argeșenii au nevoie de noi, iar noi trebuie acum, poate mai mult decât oricând, să-i sprijinim. Să le reamintim că suntem partenerii de care ei au atâta nevoie. Din poziția de candidat la președinția Consiliului Județean, eu, Cătălin Florin Teodorescu, voi avea grijă tot timpul să reamintesc argeșenilor că pot trăi mai bine, că pot trăi civilizat. Argeșenii merită astăzi drumuri asfaltate și nu drumuri pline de țărână și gropi. Ei știu asta, de aceea îi îndemn pe ei toți și pe dumneavoastră să veniți la vot. Argeșenii merită condiții mai bune de școlarizare pentru copiii lor. În 2014, în județul european Argeș, sunt școli fără apă curentă, școli insalubre, cu WC-uri în fundul curții. Haideți împreună să schimbăm acest lucru. Argeșenii merită condiții normale de viață. Apă, canalizare, gaz, electricitate, salubrizare. Toate la prețuri decente, nu la sume care să umple de bani conturile baronilor PSD. Haideți să votăm pentru o viață decentă. Agricultorii au nevoie de sprijin. Le cer guvernanților să nu-i trateze pe agricultori ca pe niște țărani. Sunt fermieri, sunt oameni care muncesc, sunt întreprinzători. Ei merită respect și sprijin. Merită să fie informați, merită să fie consiliați. Chiar organizați în diferite autorități agricole pentru a-și promova produsele. Voi face tot ceea ce stă în putință ca în Argeș agricultura să fie readusă la locul meritat. Haideți să aducem banii europeni în Argeș. Haideți să-i sprijinim pe primar să acceseze banii europeni. Nu lupta cu birocrația îi sperie pe aceștia să facă proiecte, ci lipsa cofinanțărilor. Vă dau un exemplu. Proiectul Moliviș. Știți de ce nici după 7 ani de tentative nu avem partidist din Argeș? Pentru că fosta conducere PSD-istă a Consiliului Județean nu a avut să asigure cofinanțare. De ce oare nu a dorit? Pentru că nu a avut interes. Pentru că nu a avut niciun fel de interes în acest proiect. Sunt zeci de primari în Argeș cărora li s-a promis sprijin. Au demarat proiecte europene, dar Consiliul Județean nu le-a asigurat cofinanțare și au rămas cu investițiile în aer. S-au pierdut și banii pe care i-au avut. În calitate de președinte al Consiliului Județean Argeș, consider o prioritate de rang zero aducerea de bani europeni pentru investiții în orice să duc în fiecare cătun al acestui județ. Se pot face minuni cu astfel de fonduri. Ce a lipsit până acum
a fost doar buna credință și dorința de a asigura bunăstarea ceșenilor. Haideți să demonstrăm că noi putem și dorim să asigurăm bunăstarea ceșenilor. Argeșul este un județ frumos. Este un județ cu peisaje superbe. Cu zone unice în România. Cu toate acestea, Argeșul nu este un județ turistic. Nu este un județ dezvoltat. Nu s-a vrut sau nu s-a știut să se potențeze obiectivele turistice din acest județ. V-aș mai da un exemplu. Dacă cetatea Poenar ar fi fost în Germania, să fiți siguri că ar fi adus sute de mii de vizitatori în fiecare an și multe milioane de euro. Dar e în Argeș, iar conducerea prezentistă a Consiliului Județean și-a dovedit lipsa calităților manageriale, nefructificând ceea ce avea la Poenar, mai exact un izvor de aur al turismului argeșean. Și mai sunt și alte exemple. Cetatea Corș, castrul roman de la Jitava, băile Bătești de la Pârnă și multe alte obiective cărora li se adaugă toate zonele superbe ale Argeșului, de la nord la sud, de la est la vest. Amintiți-vă că nu se știa de localitatea Moeciu, pe când Bovicioara era locul preferat în weekend-uri de turiști. Ce s-a întâmplat? A intervenit lepăsarea pesediștilor care conducă peste 20 de ani acei județi. Haideți să scăpăm de lepăsare și să le spunem arceșenilor să vină la vot, pentru că au pe cine și au de ce să voteze. Noi vrem să facem altfel lucrurile în Argeș. Noi vrem să investim cu grijă banii publici, nu să facem afaceri cu firmele copiilor, nepoților, fiilor, baronilor locali. Dragi colegi, să nu vă lăsați intimidați de nimic. Spuneți oamenilor adevărul și arătați-le drumul pe care trebuie să-l urmeze de aici înainte. Arătați-le că se poate trăi civilizat, că se poate trăi cu demnitate. Haideți să schimbăm împreună Argeșul. Să schimbăm viitorul nostru și al copiilor noștri. Pe 25 mai votăm Partidul Democrat Liberal. Vă mulțumesc! Revin cu rugămintea de a ne întâlni jos pe platou, să mergem împreună până la biroul electoral județean.